Veți lucra în Arial 5 cu template-ul pus la dispoziție de noi, care este template-ul de VR optimizat. Și îl aveți ca arhivă. Copiați arhiva la voi în folder. Dezarhivați. Și după aceea puteți redenumi atât folderul, cât și fișierul vostru de proiect. Acesta. De unde se deschide proiectul. Da, acolo să folosiți nume fără spații. Dați dublu click pe el, asta presupunând că aveți varianta de Arial 5.3 instalată pe calculator. Și acum, creăm un level nou. De la File New Level, Blank Level. Create. Nu avem niciun fel de lumină. Punem toată lumina în scenă de la Window Environmental Light Mixer. Și acestea sunt cele 5 butoane care creează lumina de mediu. Acum salvăm levelul și ne cere un nume și o locație înăuntru folderului content al proiectului. Pentru ca data la următoarea deschidere să pornească cu acest level și nu cu cel inițial, trebuie făcută la Project Setting, de la Edit Project Setting, Map and Mode. Înlocuim în ambele locuri aici, la Editor Star Map, punem levelul nostru și la Game Default Map, tot levelul nostru. Acum, primul pas este să import FBX-ul, pe care se presupune că l-am pus la îndemână într-un folder de unde nu-l mai șterg. De pildă, în folderul Asset-uri am pus acolo FBX-ul. Mă întreabă unde îl încarc, în care subfolder al lui content. Și aici, Create Level Actor, Debifat Generate Missing Collision și activat Import Normal. În special, debifarea lui Generate Missing Collision e importantă. Primim câteva mesaje de eroare mai mult sau mai puțin relevante. Și iată modelul. E un model simplu, observați că e făcut din coj și cojile nu sunt vizibile decât dinspre interior. Când a fost importat, au importat atât în Content Browser meshurile care îl compun, cât și în Outliner acolo, un arbore, care e meshul cu obiectele. Acum trebuie să-l măsurăm și să-l scalăm, dacă e cazul. Ne uităm în vedere laterală. Cu rotița mouse-ului apăsată, obținem distanța în centimetri, 150. S-a scalat prost, nu a ținut cont de dimensiuni. Selectez mesh-ul care e containerul care ține tot. Mă uit la tabul de details, la scale și pun lăcățelul ca să le scalez pe toate simultan. În acest caz am scalat cu 1,5. Astfel încât înălțimea liberă a ajuns la vreo 5 metri. Am verificat tot cu rotița mouse-ului apăsată. Blocarea și deblocarea luminii de la caz la caz. Uneori avem nevoie să o blocăm, de pildă aici unde trece prin perezi, deoarece fețele negative nu sunt randate. Soluția cea mai la îndemână este să schimb o proprietate a materialului. În cazul ăsta schimbăm materialul alb, îi bifăm opțiunea To Side. Salvăm și iată modificarea. În cazuri contrare, când vrem să intre lumina, să vedem cerul prin tavan, selectăm manual toate capacele care blochează lumina și nu le ascundem din Outliner, ci le căutăm la Detail, proprietatea Visible, debifăm și de asemenea Actor Hidden in Game, bifată. Următorul pas este să adăugăm coliziunile de la Player Collision New. Putem să le vizualizăm. Deocamdată totul e negru când trecem pe un loc de lit pe Player Collision. În Outliner
selectăm, de pildă, un obiect care reprezintă podeaua și îl vom modifica mai întâi pe el manual ca să vedeți cum se modifică un singur obiect. Clic dreapta pe el, Edit Object. Asta deschide un alt editor, care e editorul de meshuri. Și acolo la Details îi scriem Complexity și la Collision Complexity alegem Use Complex Collision as Simple. Salvăm și închidem. Acum dacă mergem să verificăm, în loc de lit alegem iarăși Player Collision. Iată cu albastru un prim obiect care are coliziune. Cum fac asta pentru multe obiecte? Le selectez. Putem la fiecare, ele trebuie să fie bine grupate în layere, să știm unde le găsim. Și fac click, shift click. Ca să adaug în selecție. Când le-am selectat pe toate, cer Browse to Asset. Vreau să modific asset-urile care le definesc. Pe unul din obiectele selectate în Content Browser, dăm click dreapta, Asset Action, Edit Matrix. Și aici, în matricea de proprietate, scriem același lucru, Complexity, alegem Use Complex, Collision as Simple, Save și toate obiectele selectate au primit simultan proprietatea de coliziune. Coliziunea a fost necesară ca să nu trecem prin pereți. Acum, zona de teleportare e necesară ca să îi spunem pe unde vrem să ne teleportăm și pe unde nu. Se adaugă de la butonașul acela cu plus verde, Nav Mesh Bound Volume. După ce a intrat în scenă, trecem pe tabul Detail și îl începem, nu să-l scalăm, ci el este un brush, căutați mai jos brush settings și măriți X-ul, Y-ul și Z-ul. Desigur, puteți privi de sus, în loc de perspectivă, treceți în top și controlați mai bine dimensiunea. Ca să afișez cu verde zona de teleportare, am apăsat asta P, P de la Project. Și observați că, deși era un dreptunghi sau o prismă, ea s-a intersectat cu pereții care au coliziune și a generat acel contur. Mai trebuie să punem locul de teleportare, de intrare în game, locul unde ne spawnăm, care se face tot de la plus, player start. Și apare această capsulă care pentru VR trebuie pusă cu originea la cota 0, și rotită astfel încât săgeata aceea albastră să arate către direcția în care vrem să privim când intrăm în scenă.